Suntem trimiși la război în prima linie cu mâinile goale și cu pieptul dezgolit, spun medicii de familie care cer ajutor din partea statului, constând în echipamente de protecție. Cadrele medicale din acest sector au trimis o scrisoare deschisă Ministerului Sănătății, spunând că nu au parte de sprijin, ei fiind în prima linie când vine vorba de expunerea la infectarea cu coronavirus. Situația nu este diferită nici în județul Mehedinți. Medicii de familie nu au echipamente și se întreabă în fiecare zi ce se întâmplă cu ei și cu pacienții, în condițiile în care se depistează o persoană pozitivă la COVID-19. După închiderea începând de marți a tuturor policlinicilor din România, medicii de familie rămân singurul sprijin pentru pacienți. Sunt însă total lipsiți de protecție, anunță aceștia. Nu mai au de unde să cumpere ce le trebuie și cer ajutor din partea statului constând în echipamente de protecție, așa că au trimis o scrisoare deschisă către instituțiile abilitate, inclusiv Ministerului Sănătății. Aceeași situație se regăsește și în Mehedinți. Nu avem materiale, nu am nevoie să-mi dea materiale. Mi le cumpăr singur, să-mi dea banii și să-mi dea locul de unde să mi le cumpăr. Nu am nevoie de niciun fel de reglementare statală să-mi aducă cineva, să-mi aducă materiale. Mi le cumpăr singur. Dar să-mi dea banii corespunzători, cum se dă în toată Europa, și să-mi dea locul de unde să le cumpăr. Nu există, uite, să-mi explice, uite, de acolo. Și mă duc eu și le cumpăr. Sau îmi organizez modul de cumpărare. Pe de o parte. Pe de altă parte, pe perioadă de pandemie, să închizi sau să restricționezi activitatea medicală, mi se pare halucinant. Este nebunie curată. E ca și când pe perioadă de război ai trimite soldații acasă. Dacă ne-am făcut medici, păi ne-am făcut medici ca să tratăm sau să, dacă putem să vindecăm, dacă nu să tratăm, pe cei care sunt bolnavi, nu pe sănătoși. Statul nu a luat până acum o măsură concretă în sensul de a proteja medicii și personalul medical din medicina primară în această luptă comună cu pandemia de COVID-19. Medicii, fără să abdice de la jurământul depus, fără să abdice de la percepția că sunt absolut necesari și că munca lor este utilă, își fac datoria și în aceste condiții și încearcă să le descurce. Modificările legislative apărute concomitent cu ordonanța militară numărul 1 și ordonanța militară numărul 2, se vorbește despre niște facilități care s-ar acorda medicilor de familie, în sensul că nu va mai fi solicitat cardul de sănătate, cardul de sănătate care, se știe, este un vehicul de microbi și de potențialii viruși. Cu toate că medicii de familie sunt organizați în cabinete medicale individuale cu gestionare proprie a veniturilor din care ar trebui să-și asigure și echipamentele medicale de protecție, ei spun că acum, în stare de urgență decretată, autoritățile trebuie să le ofere sprijin.